Bună ziua și bine ați venit la Smart Talk, episodul 89. Eu sunt Banc Florian Mihai, alături de Daniel Miu, WrestleMania, duminică noaptea. Sau luni dimineața, depinde cum vreți să puneți problema. Bine, dacă să se uită cineva la cele două ore de pre-show. Două ore de pre-show, 4 ore de show, 6 ore. La WrestleMania, nu 17, la ce WrestleMania? A fost un WrestleMania unde a avut un pre-show de 24 de ore. Da. Cred că doar acolo era mai rău. Că nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte ce WrestleMania. A fost un WrestleMania foarte prost. Ăla cu WrestleMania, cât a fost? Nu, 18... 19, parcă? La care a fost WrestleMania în care The Rock vs. Triple H vs. Mankind vs. Big Show? N-a fost 19, a fost mult mai în spate. A fost 17. Nu 18. 18? Nu, la 18 a fost Triple H vs. Jericho. 16 înseamnă. Nu? 15. La WrestleMania 2000. Adică 16. Da, 16. La WrestleMania 2000. 16. 2000 a fost un pre-show event aproape de 24 de ore. Da. Dar stai un pic, că depinde dacă e... Mi-aduc aminte asta, nu știu unde le scoți. Nu mai știu unde am citit ce o chestie asta, că apropo de menu, de că și-a pierdut foarte, foarte mult timp. Oricum, de ce discutăm despre trecut? Pentru că noi avem WrestleMania duminica asta, WrestleMania 30, aniversare ediție și... Nu știu, sunt singurul care parcă nu simte asta? Nu știu, și eu sunt cam la fel, adică mi se pare că doar ne îndreptăm către un alt pay-per-view, nu către WrestleMania. Și nici atât că... WrestleMania 30? Adică nu simt sincer mai nimic, adică n-au reușit, build-up-ul mi s-a părut un cel mai slab build-up-uri din ultimul timp, mai ales că meciurile importante, adică în afară de meciul Singer, în afară de meciul Triple Threat, n-a fost niciun build-up mai bun care să te facă să zici abia aștept să văd meciul ăla la WrestleMania. Pentru că build-up-ul Undertaker vs. Brock Lesnar a fost făcut, nu știu cine, dacă e adevărat zvonul că Vince McMahon e cel care a decis asta, ar trebui să se ducă la un azil, că altfel nu înțeleg de ce ai vrea să-l faci, după ce că nimeni nu credea că poate fi încheiat stricul. A făcut și build-up-ul că atunci chiar că nimeni nu crede că poate fi încheiat stricul. Da, a fost făcut, știi că, nu știu, a fost făcut ca și cum am fi fost acum 6 ani de zile și poți să zici că Taker mai are încă 1000 de meciuri. Există zvonuri că l-au angajat pe Sting și că la anul vom avea Sting vs. Undertaker. Și probabil din punctul ăsta de vedere nu sunt foarte focalizați pe acest storyline și vor pur și simplu să treacă încă un an și nu atâta. Nu e normal. Dar exact, exact. Nu este normal ca unul din feud-urile cele mai mari din companie și unul din meciurile importante de pe card, pentru că este un main event aproape. Main eventul, da. Să aibă un build-up mediocru. Mediocru. Și până la urma urmei, dacă este să luăm tot cardul are build-up destul de slab. Exceptând meciul din main event și cel al lui Triple H și Daniel Bryan, restul nu prea au. Adică nu-ți dă... Au fost făcute ok. Da, au fost făcute ok, dar nu... Mania. Uite, un exemplu foarte clar sunt Shield vs. Kane și The New Age Outlaws. Hai să lăsăm că nu ne place nouă că The New Age Outlaws sunt acolo. Bun, sunt ăștia acolo, asta e. Au primit cât 3 săptămâni de build-up în care au distrus câteva echipe, nici nu prea au făcut prea mult, n-au avut promo time împotriva unul celălalt, promo-urile nu au fost foarte bune. Familia Wyatt vs. The Shield a fost de 3 ori mai bine făcut? A fost clar, nu înțeleg acest build-up, nu mai avea nevoie de încă... De meciurile în care The Shield să treacă over peste diferite echipe. Nu aveai nevoie de asta pentru că oricum s-a transmis mesajul că ei pot lucra iar bine împreună. Aveai nevoie ca feud-ul în sine să se axeze între cele două echipe, să facă acea tensiune. Care nu prea s-a făcut. Tensiune.
Și lista poate continua de astfel și cred că o să le discutăm. Nu știu cum să discutăm. Le luăm pe toate și discutăm când discutăm și meciurile și facem, facem și predicțiile. Când facem predicțiile, discutăm și toată chestia asta. Hai să începem totuși Monday Night Raw, minunatul Monday Night Raw. Un go-home show pentru că SmackDown nu vom discuta despre el pentru că ce? A fost un segment cu Hogan, două meciuri și multe relori. Nu mulțumesc. Monday Night Raw a fost go-home show. Asta a fost clar. Și hai să intrăm în Monday Night Raw. Păi, practic, primul segment a fost cu, cu The Undertaker, a fost o idee bună să, să deschidă segmentul Undertaker. Mi-a plăcut iar modul sneaky al lui Paul Heyman de a părea că el, de fapt, îl respectă pe The Undertaker, dar, în realitate, nu. Per total, tot segmentul a ținut mult prea mult cu Brock Lesnar, deci se duce, nu se duce, se întoarce, se duce iar și tot așa. Mi s-a părut că a fost mult, mult prea lung, a fost tras de păr. A fost, ar trebui să termine cu vreo 2 minute. A fost tras de păr. Segmentul lui, lui Undertaker mi s-a părut cam slăbut, sincer. Adică segmentul lui Undertaker, partea care a vorbit-o el, nu m-a dat pe spate. A fost mai mult un recital ca la carte, ca săptămâna trecută ce am zis, eu Undertaker, eu Smash, rest in peace, scapă de replicile pe care trebuie să le folosesc. Nu există conflict personal între ei, nu există, sincer, în afară de un match. Este ca și cum mă uit la build-up-ul de între Undertaker și Mark Henry de acum câțiva ani. Da, e acolo, Undertaker o să câștige, asta e. Mi s-a părut într-adevăr, nu știu, gimmick-ul de Deadman nu ar trebui să îi permită prea mult lui Taker să vorbească și mai degrabă aș fi preferat ca acest build-up să se bazeze mai mult pe echipa de producție, adică ok, Taker să fie acolo prezent, însă în timp ce era acolo să se arate un filmuleț cu el sau chestii de-astea, un filmuleț cu, eu știu. Sunt mult mai marcante aceste video și acest gen de build-up decât să-l auzim pe Undertaker vorbind cu vocea groasă, zicând același lucru pe care îl zice de 20 ceva de ani. Batman! Uite, nu, acum așa arunc eu ca idee ce ar fi putut să fac. Este totuși primul an, măcar asta a fost unic. Este primul an în care au recunoscut vârsta lui Undertaker. Indirect, ce este drept, prin segmentele, prin promouri și prin ce a spus Paul Heyman, prin faptul că la un moment dat toată lumea cade, că vârsta, că Undertaker în sfârșit este prins de vârstă, că de fiecare an se chinuie din ce în ce mai mult. Dacă tot faci această umanizare a personajului, ce ar fi să o duci până la capăt și să-l faci pe Undertaker să vorbească din alt punct de vedere? Nu mai fie această fantasmă, să zicem, copilăroasă de povești, și totuși să adopte câteva trăsături un pic mai umane, să lase vocea groasă, să discute normal, tot așa scurt, sec, dar mult mai normal și să arate ceva gen emoție, bine, nu emoție de vai ce o să mă fac la WrestleMania, un fiind de sentiment, să spună, da, știu ce s-a întâmplat cu mine în ultimii ani, dar asta nu înseamnă că o să las monstrul tău să mă distrugă, etc. Nu sunt eu Undertaker, nu aș putea să fac un promo. N-aș fi vrut asta pentru că până la urmă Undertaker e Undertaker și dacă l-ar umaniza acum ar fi cel puțin discutabil și chiar nu aș, mi s-ar părea o prostie. Nu știu, a fost American Badass atâta timp, o tranziție, când, o combinație între personajul de care l-are acum și acel American Badass, nu zic care i-ar strica. Pentru că până la urma urmei, suntem în secolul 21 de wrestling și chiar cât pot să mă uit la un tip... Poți să te uiți în continuare dacă n-ar fi avut vârsta care e acum, se putea merge. Nu, ai impresia asta pentru că build-up-ul a fost foarte, foarte se prost poate? Pentru cei se doi. Poate. Și pentru că aveai anumite așteptări. După ce că apar o dată pe an și build-up pentru meciul să e atât de praf, încep să te gândești la alte variante care de multe ori nu te gândi, n-ai vrea să le iei în calcul vreodată dacă totul era ok. Bun, mai departe, după segmentul ăsta am avut un match care pur și simplu a
pus WrestleMania în momentul ăsta pe lista de must buy, adică în urma acestui match, clar toată lumea de pe planetă trebuie să cumpere WrestleMania, și anume Big E Langston versus Alberto Del Rio. Ești la ultimul ultimul card înainte de WrestleMania, ultimul Raw. Și tu ai filler? Tu ai filler? Deci ăsta pare că, se pare că ar fi fost făcut doar pentru a pregăti meciul de la Extreme Rules. Mi se pare o prostie să faci asta fix acum, o puteau face foarte bine mersi la următorul Raw. Ar fi fost o idee mult mai ok dacă ar fi făcut gen un match mai mare de tag team între cei câți erau, sunt anunțați până acum, 27 de wrestler sau chestia asta. Să facă tag team-uri mari sau eu știu, orice altceva cu ei. Sau să-i arate pe toți la ultimul Raw când vorbea, Hogan a vorbit? Cred. Nu a vorbit la SmackDown. Nu, n-a vorbit spune asta. Dacă ar fi putut face un segment cu Hogan în care îi cheamă pe toți care sunt acolo și nu știu, iese un brawl ceva între ei. Măcar atât. Și ar fi fost totul ok. Dar așa am avut o grămadă de meciuri cu participanții din Battle Royale care practic nu zice nimic. Pentru că un meci de Battle Royale este ceva, un meci single este total altceva. Da. Summer Rae vs. Natalia putem să o lăsăm ca pierdere de timp, mai puțin că am avut ocazia ca Vicky Guerrero să ne explice pseudo-regulile de la meci. Tu l-ai înțeles că eu nu. Simplu, se poate face pin-ul pe oricare altă divă și adică nu trebuie să facă pin-ul neapărat pe AJ ca ea să piardă centura. Deci cine face pin-ul pe oricare, pe cine face pin-ul ăla câștigă. Da, și într-un astfel de meci mi se pare tare ciudat, dar să vedem ce se întâmplă cu AJ Lee. Trecând mai departe, Stephanie McMahon și Triple H backstage au segmentul în ring. A fost iarăși un moment foarte interesant pentru că a fost un segment pentru, între care Stephanie McMahon, Triple H, Batista și Randy Orton tot ce au spus, să zicem, pacea înainte de WrestleMania. A fost momentul ăla de hai să lăsăm tot, să răspunem tot ce avem de spus. Și singurul care a lipsit a fost Daniel Bryan. Asta s-a compensat la finalul Raw-ului. Ceea ce mie mi-a plăcut, și sunt curios ce părere ai și tu, Dani, ceea ce mi-a plăcut foarte mult la segment, este faptul că pur și simplu toți și-au jucat rolul foarte bine. Chiar și Randy Orton, în punctul ăsta de vedere, și-a găsit cât de cât un rol pseudo-interesant, aș vrea să zic, ca licheaua în care a ajuns. În rest, toată lumea și-a spus rolul, și-a jucat rolul perfect. Este unul din puținele feud-uri la WrestleMania care merită urmărit, pe care a meritat urmărit și care, să zicem, că ne-a captivat atenția și până la urma urmei iese din cauza calității de la microfon a lui Triple H și a lui Stephanie McMahon. Batista iarăși se regăsește perfect în rolul de heel și în rolul de om pe care nu-l prea interesează nimic. Ceea ce pe mine m-a fascinat a fost faptul că Batista în continuare se ia de autoritate. Care este scopul? Care este direcția pe termen lung cu Batista, care vor să încerce să facă face, pentru că fără nicio supărare în acest segment el era face-ul. A zice că fără doar și poate build-up-ul ăsta a fost cărat de Triple A și Stephanie McMahon, fără ei ar fi fost îngrozitor. Încă o dată, la fel ca spuna trecută cum l-am lăudat pe Triple H, excelentă treabă făcută de Triple H. Mi-a plăcut video package-ul ăla cu el și care vorbea Stephanie McMahon. A fost făcut sec special. Știi chestia cu video package-ul e, totuși trebuie să recunoști într-un fel o sabie cu două tăișuri. Pentru că pe de o parte a fost bun, pe de altă parte îți aduce aminte anumite evenimente din istoria lui Triple H care nu vrei să ți le aduci aminte. A fost că a luat titlul de la Jericho când nu trebuia să-l ia. Când a fost că a intrat la WrestleMania în main event și nu trebuia să fie acolo. Da, nu genul ăla de... Da. Nu contează asta. Poftim? Nu contează asta. Contează. Nu contează acum, an mai târziu, astea. Că zici că nu contează. Mă, dar la momentul respectiv au contat. La momentul respectiv, da. Oamenii au fost dezamăgiți. La momentul respectiv, oamenii au zis, băga mea și picioarele.
Au fost dezamăgiți, dar lumea are impresia că Triple A se plimbă prin vestiar cu o lopată ca să îngroape Bruce Lee. Nu, doar atunci când îi stau lui în cale. Poate, sau poate nu, sau poate toate zvonuri, sau poate doar toate sunt făcute, zvonurile sunt apărute special. Știm noi că nu cumva a fost decizia celor din WWE, zic că bă, poate avem nevoie de el sau nu avem ce să facem cu el, așa că hai să-l băgăm aici, că totuși e un nume important. Și sunt toate speculații. Dar nu sunt de acord cu tine că Triple H s-a folosit de anumite lucruri și de puterea creativă asupra personajului său să intervină și să-și bage coada pe unde nu trebuia. Dar acum one hai să nu word. Poftim? One word. Ce? Un singur cuvânt. Evolution. E așa și? Perioada Evolution. Și? Da, da, în care Monday Night Raw, pentru că erau mai erau cine mai era atunci în afară de ei. Exact. Păi da, nu mai era da, nimeni. Da, și în momentul în care că nu mai era nimeni care e ca și cum acum zici că exact ca acum cu Cena, că nu mai era, nu, acum nu e ok. Dar aduți aminte perioada, nu știu, 2009-2010, când chiar nu mai era nimeni, sau 2011, când nu era nimeni care să fie acolo și era Cena. Și era Cena peste tot. Când nu era iar nimeni. În Evolution pot să-mi aduc aminte de build-up pe care l-au făcut lui Goldberg doar ca să-l îngroape de Triple H. De build de Goldberg, hai să fim serios, Goldberg a fost îngropat de Vince. Și asta nu zic nu. Goldberg a fost îngropat de Vince. Vince nu a avut altceva decât să îngroape WCW, a avut să-și bată joc de tot ce a însemnat WCW. Nu a fost Triple H. Come on, exagerez. Discutabil. Discutabil. Oricum, nu înțeleg nici eu ce vor să facă cu Batista, unde vor să-l ducă. Mi se pare un total eșec revenirea lui. Și care culmea este faptul că este al dracului de amuzant ca heel. Nu știu dacă ai văzut conferința de presă pentru WrestleMania. Batista a fost genial. Întreagă conferință de presă, Batista a fost haios, a fost amuzant, a fost pe moment. Ceilalți parcă au recitat un promo și el a fost singurul care s-a simțit în apele lui și a făcut mișto, a făcut mișto de el, a făcut mișto de fani, a făcut mișto. Și din punctul ăsta de vedere, îmi readuc aminte ce bine e când lași omul să se simtă bine în ringul de wrestling, să facă ce vrea. Pentru că chiar și un om complet lipsit de talent, cum este Batista când vine vorba de în ring, poate să găsească ceva entertaining. Și Batista, din punctul ăsta de vedere, când este heel și se simte bine, se vede, se simte și poți să râd cu el. Chiar dacă nu-l suport. Deci, din punctul ăsta de vedere, iarăși, acest segment, această toată discuție, Batista, din punctul meu de vedere, a fost, nu la nivelul lui Triple H, dar a fost acolo și s-a remarcat. Randy Orton s-a remarcat, dar nu la nivelul lui Batista. Nu știu, dacă sunt să ne gândim pur și simplu la ce s-a întâmplat cu Batista până acum, și ce ar fi trebuit să reprezinte el și revenirea sa, este un eșec. Ce se va întâmpla mai departe, care va fi planul pentru Batista mai departe, nu știu. Și nu vreau să mă gândesc după WrestleMania, pentru că prea mult, că nu știu ce se va întâmpla. Pe de cealaltă parte, Orton pare o victimă sigură că va pierde centura. Nu sunt deloc de acord să continue pe același drum cu Orton, că da, uite, se târăște și mai reușește să treacă de încă un pay-per-view și să fie în continuare campion. Mi se pare genul ăla de build-up și de hit atât de prost încât e dezgustător. Nu este hit că e rău. Este hit că e prost. Oh, mai știu eu pe cineva. People Power! Los Matadores, Ryback, Curtis Axel, Cesaro, Jack Swagger. Nu vreau să mai zic. Oricum, mi-a plăcut, nu, chiar nu vreau să vorbesc de asta, mai vreau să zic ceva la... Mi-a plăcut că, deși feud-ul ăsta, până la urmă, este vorba despre centura WWE World Heavyweight, au introdus și partea personală, au introdus partea căsnicia între Triple H și Stephanie McMahon, au introdus istoria pe care o au Triple H și Batista, culmea, nu prea să pomenim mai deloc despre Randy Orton și Evolution.
Adică, știi că... Știi, există și Randy Orton în peisaj. Da, e culmea, el are titlul pe care se bate toată lumea. Da, da, adică e ceva de genul, hei, mai sus și eu pe aici, mai ridic și eu mâna. Oricum, o să mai discutăm, îți dai seama, când trecem de, când ajungem la main event în WrestleMania. The Usos vs. Los Matadores, am zis, The Usos, Los Matadores, Rabia Cate Sax, să-l sărim peste că n-ai ce. Fandango, Damien Sandow vs. Golda și Cody Rhodes, iarăși, n-ai ce. Bray Wyatt vs. R-Truth. Aici a fost segmentul cu Cena, nu? La final. Da. La finalul meciului. Da, după victorie, după ce vine și Xavier Woods. Mi s-a părut că au trimis un mesaj de ăsta care nu știu câți au reușit să-l prindă. Oh, vai, te rog. Să mai aduc poftim. Te rog, încearcă să dai substrat în acestui. Te rog, da, sunt curios. Dacă stăm să ne aducem bine aminte, la un moment dat atât Luke Harper cât și Eric Rowan. Eric Rowan, așa am scăpat numele. Când s-au întors și l-au văzut pe Cena cu mască, adică era ceva de genul, cei doi erau hipnotizați, iar Bray Wyatt era singurul care părea că este cel cu picioarele pe pământ și țipa la ei. Chestia asta a arătat că de fapt cei doi par hipnotizați de către Bray Wyatt și când au văzut pe cineva care seamănă cu ei, automat au crezut că face parte din grupul lor. A? A? Gândești prea mult. Da, în același timp mi s-a părut o idee ok ca Cena să poarte acea mască, pentru că trebuia să fie și un moment în care Cena are the upper hand. Și that's all. I don't. Trebuia făcut, okay. Nu vrei același build-up în care Cena șofură, câștigă. Nu. Măcar acum și-a furat-o, a arătat la un moment dat că poate să fie mai deștept ca ei și gata. Aia a fost tot. Pentru că trebuia să se găsească într-o oarecare măsură, nu sunt de acord cu tine, că cel puțin se iese din normă. Dar în același timp, toată lumea laudă acest segment ca fiind ceva nemai văzut, că vai, cel mai bun segment al lui Cena de ani de zile. Iartă-mă, dar mi s-a părut mediocru. Nu e cel mai bun, nimeni nu zice că e cel mai bun segment al lui Cena. Am fost asaltat cu ce bun este și că ce rău sunt eu, că nu văd geniul și că dacă acest segment era făcut de Daniel Bryan, îl numeam geniu. Nu. Nu. A fost un segment mediocru. A fost o idee bună să arate că cei din familia Wyatt, mai ales Bray Wyatt, poate să fie depășit. Hai să facem un exercițiu de imaginație, dacă tot este asta. Dacă m-a tot atacat cineva cu ce vrei să fie. Uite cu ce aș fi vrut eu să fie. Și poate dădea puțin mai multă și am stat și m-am gândit și am încercat să perfecționez segmentul. Nu am calitățile de promover de celor din WWE, dar îți prezint următoarea situație și vreau tu, cu puțină imaginație, să-ți completezi golurile, să-mi zici care dintre cele două segmente se potrivea mai bine, presupunând că nu știm cine o să câștigi la Mania. John Cena venea în ring cu 2-3 inși, hai 2, spunea, eu sunt aici pentru prima oară în viața mea, cariera, legacy-ul meu, că tot asta a bătut Apampiu în ultimele săptămâni, este pus sub pericol din cauza unui om care este un pericol pentru mine. Din punctul meu de vedere, chiar dacă pierd meciul, pur și simplu vă ofer vouă cel mai bun meci posibil la WrestleMania, dar dacă el câștigă, atunci el va putea să se laude că eu sunt un fals. Și s-ar putea, și mi-este frică ca unii oameni să-l creadă. Nu vreau asta pentru că am muncit foarte mult pentru a fi cine sunt și pentru a păstra integritatea mea. Așa că astăzi am pe cei doi aici lângă mine ca să mă asigur că în săptămâna asta Bray nu o să obțină încă un avantaj. Sunt sigur că în această săptămână Bray vrea să mă atace, să mă facă incapabil fizic la WrestleMania să-l bat, așa că nu îi voi permite. Îmi este frică de ce ar putea să facă, iar eu nu sunt dispus să fac orice, să păstrez imaginea mea intactă. Tu ai citit chestia asta? Nu, n-am citit-o.
Acum, asta ar fi fost interesant. Film? Și mai mișto era cam tipii ăștia doi care sunt cu Cena să fie, nu știu, niște tip mascați așa, cu mască, cu cagulă, să vină Bray Wyatt singur, să zică, uite, John, am avut dreptate, ești la fel ca toți ceilalți, te lauzi că ești un erou, dar atunci când vine vorba de a-ți proteja prețioasa ta imagine, nu te deranjează să plătești să o ai întreagă. La care cei doi mascați își dau jos măștile și sunt Luke Wyatt și ceilalți doi, sunt Eric Rowan și Luke Harper. Beat down on Cena, Bray Wyatt își susține punctul de vedere și, surpriză, ai tensiune pentru WrestleMania. Care dintre cele două segmente ți se pare mai bun? Cum ai făcut tu, nu ai făcut altceva decât să îl îngropi ușor pe Cena. Nu, sunt de acord cu tine că am făcut să-l îngrop pe Cena, dar pe de altă parte e Cena. Poți să-l bag sub un munte și în tot e Cena. Gândește-te că el nu poate fi îngropat. Exact, deci faptul că... Nu, el nu poate fi îngropat, repet. Nu poate exista un promo care el să fie îngropat. Păi da, dar ideea este că, de asta zic, Ardău, că nu poate, că WWE nu vrea, că sunt mult prea dependenți de personajul. Lasă toate treburile astea, eu îți vorbesc din punct de vedere entertainment, din punct de vedere unui storyline, că asta contează. Din punct de vedere entertainment mi-ar fi plăcut. Din punct de vedere entertainment nu mi-ar fi plăcut ce ai zis tu. Însă ar fi fost interesant doar din prisma faptului că de data asta John Cena nu s-ar mai baza pe hustle, loyalty, respect, și ar fi apelat și la altceva. Argumentul ar fi fost că nu, eu sunt corect. Decât să suport un atac 3-1, săptămâna asta vreau să-mi asigur propria protecție, egalând termenul de luptă. Deci este, ar face întreaga discuție asupra personajului lui Cena mult mai interesantă. Pentru că, pe de o parte, cum ai spus și tu, în sfârșit nu mai se bazează pe Hustle, Reality, Respect. Pe de altă parte, ba da, el culmea încearcă să mențină chestia asta, încearcă să mențină un echilibru, încearcă să mențină o corectitudine. Deci ar fi discutabil. Deci din punctul meu de vedere... Eu aș fi vrut altceva, aș fi vrut să cer să ducă, nu știu, oarecum la rădăcine lui Bray Wyatt. Să încerce să afle cine este Bray Wyatt și de ce este el așa. Ca să poată să înțeleagă individul. Și asta era o idee, nu știu, mi se părea că... Să ducă prin sat pe undeva, pe unde era ăsta și să afle despre Mike, să nu știu, despre copilăria lui, deja asta știi? A fi fost prea mult la TNA când s-au dus în pădure după Jeff Hardy. Da, ok. Nu. Oricum, ideea este că oricum puteai să faci multe alte chestii decât Cena să fie over iar. Pe mine nu m-a deranjat. E vorba că nu m-a deranjat, doar că mi s-a părut Nu aș fi vrut să fie atâtea săptămâni în care Cena să nu aibă de upper hand, pentru că asta ar fi fost clar. Bray Wyatt pierde. Bray Wyatt pierde oricum, zic eu. Nu cred. Vedem. Eu zic că pierde. Eu zic că pierde. Eu nu cred. Sper să nu fi spus să greșesc, dar vedem. Naomi vs. AJ Lee, presupun că absolut nu te interesează. Nu. Kane vs. Roman Reigns. Da, a fost un mic ok, dar repet, nu mă atrage deloc acest feud între cei trei wrestleri care au în total 1000 de ani și The Shield. The Shield chiar nu are nimic de câștigat. Nope. Pentru că practic se luptă cu un wrestler care pare că s-a retras pentru a sta la birou. Și doi oameni care oricum arată... Doi oameni... arată mai bătrâni la TV decât că sunt în realitate. Mai ales... Și... Road Dog, mai ales... Road Dog. Arată 56 ani. Arată mai bătrân deci ca Taker. Nu are... Nu au nimic de câștigat. Și în costumul grimă... Decât un twist cu ei. Costumul grimă... Oricum... și ultimul match, Batista vs. Randy Orton, ăsta a fost un match în care au încercat, și ce au încercat să facă în match-ul ăsta? Să-l facă pe Randy Orton The Viper. Au încercat să tea un old school Attitude Era match, care nu prea le-a ieșit, considerând că Batista nu are energia necesară. Mult mai interesant a fost să-i ascultăm pe Triple H și Stephanie McMahon la comentariu. Ah, da, clar. Finalul cred că putem să-l discutăm. Și cine i-a fost omul care a terminat show-ul? Yes, Daniel Bryan și atacul său. Da, cum ți-am zis ție, la un moment dat,
Mi-a plăcut ideea că Daniel Bryan a venit din din arenă și l-a atacat pe Triple H. Deci în același timp nu l-am mai văzut de mult pe Triple H vânzând un astfel de atac. Chiar nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Mi s-a părut, chiar mi s-a părut că Daniel Bryan l-a căsăpit, ceea ce era o parte din ce vreau toți fanii să vadă, și anume cum Daniel Bryan pune mâna în sfârșit doar pe Triple H. În același timp, Daniel Bryan a arătat puternic, reușind, deși se bătea cu Triple H, în același timp să-l doboare și pe Batista și pe Orton. Nu știu că și pe Orton. Era și pe Orton pe acolo. Ideea e că a arătat în sfârșit puternic și credibil. Nu înțeleg ce a trebuit să așteptăm până în ultima săptămână, dar este total altă poveste asta. Bun, ca să întâlnăm în Night Raw, SmackDown nu avem ce să discutăm. A fost un promo al lui Brock Lesnar, al lui, what's his face, al lui Hulk Hogan și atât. Hai să discutăm despre tot felul de meciurile care se întâmplă la WrestleMania. Că sunt multe. Nu? Discutăm despre WrestleMania, dăm și predicții. Predicție? Da. Ok. Fără pauză, săptămâna asta face și noi un podcast mai lung, că, na, chestii. Păi hai să începem cu pre-show-ul și anume meciul din... hai să vorbim puțin, că n-am... Nu știu, ce meci au pus în pre-show, anunțat? Da, asta e înainte de asta. Ah, da, meciul pentru centrurile la echipe, pardon. Scuze, zi. WWE merge și insistă foarte mult pe WWE Network, inclusiv a doua oră a pre-show-ului fiind transmisă doar pe WWE Network. Merg foarte mult all-in cu postul ăsta TV, să zicem, și este posibil să fie o armă cu două tăișuri. Este posibil să câștige foarte mulți bani, dar în același timp este posibil să le aducă, de fapt, o mai mare bătaie de cap decât ar trebui. Ideea este, ei merg pe ideea foarte clară. Ideea este că merg pe ideea. E bine cum funcționează în capul meu. Scuze, în același timp, făcând propriul post TV, ei vor pierde enorm la negocieri, la negocierea odată cu cei care oferă, mă rog, cum sunt ăștia, providerii de televiziune care oferă pay-per-view. Da, știu la ce te referi. Și posturile TV care ar trebui să transmită show-urile din WWE. Că automat scade rating. E discutabil. Eu până la urmă, eu cred că ei merg pe ideea asta de a renunța la sistemul pay-per-view, pentru că este un sistem învechit care nu prea mai funcționează în ziua de astăzi. Sunt niște prețuri foarte scumpe și majoritatea oamenilor oricum se strâng câte 5-6 inch într-o cameră și plătesc împreună, astfel costul se reduce. Ideea unui WWE Network este de a reduce prețul în așa fel încât toată lumea poate să-l vadă. Putem să ne așteptăm și în cel mai rău caz să atace foarte mult site-urile de streaming. Mă aștept asta foarte, în momentul în care se lansează global, mă aștept să fie un atac masiv din punct de vedere legal asupra site-urilor de streaming. Dar altfel nu văd de ce ar afecta ei televiziunile săptămânale, pentru că până la urma urmei asta e vorba de televiziunile săptămânale sunt pe care le negociază, în principal sunt în state, în alte țări nu prea îi doare. Și chiar dacă i-ar durea, este vorba totuși de ora de transmisie. Nu toată lumea poate să stea pe internet, nu toată lumea stă să vadă ora respectivă și sunt obișnuiți să se uite. Mă, nene, eu luni seara la 8 am Monday Night Raw, aia este ce fac eu, mai am mă uit la Monday Night Raw. Unii se vor uita pe WWE Network, dar uite, să o luăm foarte clar, noi avem Voio, care momentan este WWE Network. Putem să ne uităm la Monday Night Raw netradus, nefiltrat, de toate cele, desigur. M-am uitat vreodată? Nu. Nu am stat niciodată să mă uit live pentru că este la o oră total inconvenabilă. Nu vreau să mă uit. O să mă uit la ăla de după WrestleMania, că e unul din cele mai bune show-uri ale anului și poate se întâmplă ceva. Dar altfel nu stă lumea. În Europa degeaba va fi lumea cu WWE Network. Lumea va cumpăra pentru video library, sub nicio formă, ca să se uite live la show-urile săptămânale. Le va cumpăra pentru pay-per-view-uri. Așa că din punct de vedere a negocierilor TV, cred că se află în siguranță. La fel și în America, nu. Ba nu se află siguranță din moment ce o, să zicem,
până acum 1 milion de subscriber, da? Da. E, gândește că cei 1 milion de subscriber sunt doar din America, pentru că momentan n-au dat drumul în altă regiuni. Da, mă, dar nu înțelegi. Prin urmare, va scădea ratingul și numărul de telespectatori. Nu cred, pentru că majoritatea lumii care se uită la WWE Network nu o să stea să pornească TV-ul, iPad-ul, PC-ul sau altele, ca să se uită la Monday Night Raw. Monday Night Raw te uiți la TV. Eu nu cred din un motiv foarte simplu. Toate show-urile care există pe fața planetei și se transmit pe internet n-au scăzut ratingul. South Park, pe site-ul lor, southparkstudios.com, în secunda după ce a rulat episodul, este pus acolo și poate să-l vadă întreaga lume. Cumva au ei probleme cu Comedy Central? Ba nu. Au unul din cele mai ușoare și legere contracte existente vreodată. De ce? Pentru că lumea vrea să-l vadă atunci când este transmis și, culmea, asta ar trebui să te surprindă, dar în același timp să nu te surprindă. Nu toată lumea de pe această planetă este la fel de tech-savvy ca noi. Iar noi, eu și cu tine, suntem răhăței când vine vorba de a fi tech-savvy. Deci noi suntem niște utilizatori și nimic mai mult, la fel ca majoritatea oamenilor care ne ascultă. Suntem utilizatori. Oh, da, mai știm că o să folosim internetul, știm să folosim Windows-ul, mai că cârcă măr, mai știi, tu știi și puțină programare, toate bune și frumoase. Dar majoritatea oamenilor nu știu o boabă de atâta. Tu ți se pare că toți care lucrează la McDonald's sau toți care lucrează în ordine publică sau un random polițist, care sunt mulți, sau să zicem constructori sau oricine altcineva, știu ei să folosească WWE Network și își bat capul de cum să funcționează chestia asta? Sau apasă dar pe e USA? Simplu, că nu e nimic. Păi da, pornești, intru pe www.com. Ar trebui să stai lângă PC și cu taică-mă și după aia vei înțelege. Să vezi cum scrie cu un deget pe tastatură. Da, ok, dar totuși targetul WWE-ului este către genul ăsta de oameni. Nu degeaba au nu știu câte milioane de descărcări. Nu știu, eu zic că va fi o armă cu două tăișuri. Este posibil să scadă mult mai mult ratingul. Nu știu, asta rămâne de văzut când vor atinge o bornă de 1 milion de eu nu cred. Abonați. Eu nu cred. Asta este marea mea chestie. Nu cred că va afecta ratingul foarte mult. Oricum, hai să vorbim puțin despre cele 6 ore care mi se par enorm de mult. Mi se pare exagerat. Și apropo de ce ziceam eu mai mult de acel all-day pre-show, a fost un all-day pre-show în care s-a recapitulat toată istoria de WrestleMania, de la WrestleMania 2000. Deci nu vorbeam așa să mă aflu în treabă. Oricum, revenind la ziua, da, 6 ore e foarte mult. 6 ore este întreaga săptămână de wrestling, nu? Hai să zicem fără superstar și main event și cu NXT. Monday Night Raw 2, SmackDown 2, NXT 1. Da, 6 ore. Sunt săptămână întreagă. Și asta implică de stat, până la urmă, nu, implică de stat la televizor 6 ore. Mă, te doare fundul! Bine, e foarte aiurea. Înțeleg să faci chestia asta pentru fanii care merg acolo, adică să le faci un program de ăsta, pentru că, na, mergând așa, trece timpul foarte repede și nu-l simți. Însă să faci fanul de la TV să se uite de 2 ore înainte, păi dar până începe cardul, ăsta e deja cam sătul de wrestling. Adică, de multe ori ești sătul de 3 ore de wrestling, dar să mai și pui 2 ore de wrestling și apoi abia să înceapă cardul. E prea mult. Chit că îmi dă numai interviuri din culise sau panoul de experți. Este ideea că este mult prea mult conținut de wrestling ca sau care ai treabă cu wrestling ca să mai pot bucura, să zicem, sau aprecia. Știi care,
Apoi meciul din știi care card, chestia, mă, dacă eram acolo. Dacă eram acolo, era altceva. Erau 3 zile în care doar asta făceam. Fan access, mă uitam, mă întâlneam cu alți oameni, poze, chestii, era altceva. Dar aici vorbim, tandea pe mandea, de 6 ore de stat cu fundul, pe un scaun și uitat la un ecran și atât. Poate mâncat un chips. Yay! Nu zic că nu este o plăcere să te uiți la WrestleMania, că doar ne uităm de atâta timp. Dar WrestleMania este un show care de câți ani durează 4 ore, iar eu după cele 4 ore mă simt extenuat. Mă simt extenuat, nu de apărat că, vai, trăirile mele emoționante. Nu, mă simt extenuat pentru că n-am făcut nimic decât să stau să mă uit la televizor 4 ore. Și nu e bine. O dată pe an, da, e grandiozitatea, e evenimentul. Mă, da, 6... Bine, nimeni nu te obligă să te uiți la pre-show, dar... Totuși, dacă ai vrea să te uiți la pre-show și să nu mai zicem că am vorbit de pre-show, nu știu de ce li s-a părut o idee foarte bună să mute meciul pentru centura tag team în pre-show. Iară, adică iară îi mută în pre-show, iară își bagi joc de centurile alea. Pentru că o să fie un match foarte bun când vine vorba de acțiunea din ring. O să fie un match foarte bun. Mă aștept să se întâmple asta. Acum... Cred că din punctul ăsta de vedere putem să ne așteptăm la meciuri bune. Tehnic vorbind, multe meciuri bune. Hai să... De Us, acum vorbim de meciuri de pre-show. De Usos, care sunt campioni, versus Los Matadores, versus The Real Americans, versus Ryback și Curtis Axel. Vreo predicție... The Usos rămân în continuare campioni. Asta pentru că să fim serioși, nu știu ce caută Ryback cu Curtis Axel acolo. Chiar nu înțeleg. Cum adică? I-au ajutat pe Kane și pe bătrânei să facă o chestie cu The Shield, parcă. Da, mă rog, nu știu. Ar fi fost la fel de, pentru mine, eu aș fi fost la fel de ok dacă erau fixa echipele astea, doar că fără Curtis Axel și Ryback. Până la urmă, știi cum era WrestleMania? Era WrestleMania, încerc să pui pe toată lumea pe card, pentru că au muncit un an întreg și, ne. Îi puneau în meciul de Battle Royale. Dar au fost acolo, parcă. Au fost acolo și apoi au fost probabil coși. Vor să bage câteva surprize în Battle Royale. Că tot vorbeam de Battle Royale, să vorbim chiar de Battle Royale. Andre the Giant Memorial Battle Royale. Cineva m-a acuzat că nu iau chestia asta în serios. Poate pentru că WWE n-au luat chestia asta foarte în serios. Din punctul meu de vedere. No, normal. Am avut segmentul la Raw de care ne-am discutat, Piper Spitu, unde, you know, triple ăsta, Big Show a aruncat pe toată lumea și Piper i-a ridicat mâna. Știam că n-am vorbit de el și de-aia n-am vorbit de el, pentru că este același mambo jumbo, același lucru. Vine o legendă, vorbește despre asta, atunci se transformă. Nu va câștiga Big Show Battle Royale. În același timp, nu am interes pentru acest Battle Royale, pentru că pur și simplu nu e, pentru că nu este un motiv logic pentru care cei 30 de wrestler ar lupta, da, pentru asta. Este bine, timp... pe de altă parte. Nu, știi, hai să fim serioși. Nu mă lua cu tradiția. Nu, hai să fim deci serioși. Este vorba de Andre the Giant. Este vorba de unul dintre cei mai mari wrestler și cele mai mari nume din industrie, da. Este vorba de tradiție. Știi care este problema? Build-up-ul nu a fost făcut cum trebuie. Deci nu... Dar care a fost build-up-ul? Exact, deci dacă ei vreau ca acest build-up să fie ceva, trebuiau să îl facă ceva. În primul rând să vină Hulk Hogan, nu să facă jumătate de oră reclamă la WWE Network și să spună cine a fost Andre the Giant. Și nu cu promo-ul și îmi aduc aminte, brother, când am ridicat gigantul, brother, deasupra capului, brother, și l-am trântit, brother. Nu, să spună următorul lucru. Atunci când Terry Bollea era un copil mic, era un tip foarte mare în wrestling. A stat 18 ani neînvins. Și acel om era Andre the Giant. Andre the Giant a fost un om internațional recunoscut la nivelul lui Bruno Sammartino.
Din păcate pentru noi, Andrei nu mai este printre noi din cauza bolii, dar impactul care l-a lăsat asupra noastră va rămâne mereu. Pentru că dacă Andrei the Giant nu era, Hulkamania nu era, WrestleMania nu era. Cum pui problema? Să se sublinieze importanța acestui individ, Andrei the Giant, pentru industrie, pentru wrestling și de ce este o onoare să pleci de la WrestleMania cu statueta lui. Da, mie mi se pare că e greu că reușești ca cei, toți cei 30 de wrestler de acolo, logic vorbind, sau mă rog, realistic vorbind, să, că toți cei 30 de wrestler fac asta doar pentru memoria. Bă, nu s-a pus accentul pe asta. Nu, mi s-ar fi părut că se vinde mult mai ok, n-ar fi fost doar un simplu match. De ce a fost atât de greu și să nu pună centura... Nu știu, primul pretendent la centura intercontinentală și US. Și să zici, da, frate, 30 de oameni s-au bătut, ăla câștiga și premiul Andre the Giant, statuia Andre the Giant și o șansă la centura de midcard. Puteau să o facă și fără centură, dar ideea este că n-au făcut-o. Predicție? Nu știu, altfel să dea o importanță mult mai mare. Știi care e chestia? Eu mi-aduc aminte când Owen Hart reușea să vândă atât de bine Slammy încât avea impresia că ale erau niște centuri. Deci omul ăla căra Slammy-uri alea după el, se lăuda cu ele, de zici că era cea mai mare realizare pe care a făcut-o vreodată vreun wrestler. Deci până la urmă trebuie să vândă, ar fi trebuit să reușească să vândă ca lumea acest match. Rămâne de văzut cine vor fi trei wrestleri care încă n-au fost anunțați, s-ar putea să fie niște legende, probabil. Probabil asta. Vreo predicție? Nu știu cine sunt toți luptătorii. Toți luptătorii? Bine, da, sunt foarte mulți. Da, bine, 27, Alberto care... de Rio, Big Langston, Big Show, Brad Maddox, Produce Play, Christian, Cody Rhodes, Damien Sandow, Darren Young, Dolph Ziggler, Fandango, Drew McIntyre, Goldust, The Great Khali, Heath Ledger, Jinder Mahal, Justin Gabriel, Kofi Kingston, Mark Henry, The Miz, Mysterio, Sheamus, R-Truth, Santino Marella, Sin Cara, Titus O'Neil și Zack Ryder. 27. Câștigă Sheamus. Sincer, probabil că da. Adică dintre toți numele pe care i-am spus, e între Sheamus și Big Show. Sheamus este un nume, Big Show ar fi al doilea, pentru că Big Show deseori a fost numit cel mai mare fan al Andrei the Giant, că toată lumea l-a lăudat că este calcă pe urmele lui, așa că se poate ca și Big Show. Între Sheamus și Big Show zic eu că este lupta. The Shield versus Kane in the New Age Outlaws. Da, The Shield, ca predicție, clar. Chiar nici n-ai ce să spui despre meciul ăsta. Este vorba dintre meci de a pune over, clar de la opoștri, este noua generație versus vechea generație de acum două generații. Știi, mă uit pe poza asta de la meciul ăsta și... Nu-i fac nicio favoare lui Kane că-l pun fără o bluză ceva pe el. Mâini, brațele lui arată foarte, nu știu, old, știi? Brațele. Pielea lui e la fel și când te uiți că și ceilalți doi la fel, Road Dog și Billy Gunn. Da, ok. Hai să trecem de faptul că tu te uiți la brațele wrestlerilor. Ce mai urmează? Meciul divelor. Pentru Vicky Guerrero Invitational. Nu cred că vor schimba acum campioana divelor. Cred însă că se va porni un un mini feud așa cu Tamina. Între AJ și Tamina. Dar mai departe e că AJ va fi în continuare. Da, sincer, și eu merg tot pe AJ, nu de altceva, dar n-au cu cine să o înlocuiască. Până când nu fac ceva cu divizia asta feminină, adevărat un sens al cuvântului, vezi ce se întâmplă în NXT, în momentul ăsta e așa, pur, hai să pierdem timpul. Iar AJ este singurul motiv pentru care te uiți la această divizie, pentru că AJ Lee. Mergând mai departe, intrăm în primul match dintre main event. John Cena vs. Bray Wyatt. Sunt de părere că ăsta va fi meciul care va fura show-ul. Eu adică nu sunt de acord sub nicio formă. Nu sunt de acord sub nicio formă. Bray Wyatt... Eu Bray Wyatt
hai să o luăm altfel. Bray Wyatt a avut niște meciuri bune până acum, dar le-a avut împotriva unor worker foarte buni. Daniel Bryan sau când a avut meciurile între cu va fura show-ul, crede-mă, asta. Atât. În primul rând, meciul dintre cei doi va spune o poveste și apoi vor lucra foarte bine okay, împreună. Ok, dacă zici tu, eu nu zic că va fi un meci bun. Eu zic că meciul cel mai bun de pe care va fi The Shield, va fi The Shield versus Kane și nu The New Age Outlaws. Zic că ăla va fi, ar putea să fie mai bun. Sau poate chiar și cel din pre-show. Dacă meciul ăla va fi cel mai bun, eu să mănânc dacă șosetele. Dacă John Cena cu Bray Wyatt fac meciul cel mai bun, nu mănânc șosetele. Oh, da, da, știu să-ți le observesc. Bun. Hai să vedem, să vorbim despre acest meci. Sunt de părere că Bray Wyatt va câștiga asta doar pentru că momentan nu văd niciun rost pentru care Cena să câștige. Nu văd niciun rost pentru care Cena să câștige de vreo 3 ani încoace și tot câștigă. Ok, da, zicem că până acum câștiga și era un scop că trebuia să ducă către centura WWE. În același timp, Bray Wyatt are nevoie de victoria asta, nu i-ar dăuna, adică nu l-ar afecta foarte mult dacă pierde acest match, însă ar fi perfect pentru gimmick-ul său să câștige ca mai departe să se ducă către altceva. Da, e sigur, vom vedea acest match la Extreme Rules. Aproape sigur o să-l revedem, că de obicei Extreme Rules este un rematch la ce s-a întâmplat la WrestleMania. Backlash. Da, Backlash. Backlash. Și da, cam atât am de zis despre meciul ăsta, pentru că am mai tot vorbit despre da, el. Da, sunt de acord cu tine, per total, în afară că eu nu cred că Bray Wyatt va câștiga, din simplu motiv că s-a pus prea mult accent pe legacy-ul lui John Cena. Aș vrea să câștige Bray Wyatt, nu îl văd câștigând din cauza istoriei companiei și cum s-au comportat ei cu Cena în astfel de momente. Nu zic că nu se poate, dar pe de altă parte nu-l văd pe Bray Wyatt câștigând. Ar fi bun din 1001 de puncte de vedere, de exemplu, dacă Daniel Bryan câștigă titlul. Ai number one contender Bray Wyatt deja aliniat, pentru că l-am învins pe Daniel Bryan. Dar în același timp nu-l văd câștigând, din cauza că John Cena. Nu-l văd pentru că am avut același build-up de mii și mii de ori. Dă Doamne să mă jel, dar mi se pare efectiv The Monster vs. Cena și Cena este The Monster Slayer mai rău ca oricare. Pur părerea mea. Sper să mă înșel. E unul din ocaziile alea. Sper să mă înșel. Bun. Undertaker versus Brock Lesnar. Undertaker. Ai ceva de zis? Nu, no, e Undertaker. Cred însă că va fi un match cel puțin ciudat. Nu știu. Chiar nu știu cum va fi match-ul ăsta. Cred că cel puțin ciudat este foarte bine de a descrie match-urile. Daniel Bryan versus Triple H. Da, cred că ăsta s-ar putea să aibă un booking cam diferit, și anume, clar Daniel Bryan câștigă meciul ăsta, însă cred că va fi ceva de genul Triple H aruncă peste tot cu Daniel Bryan, însă Daniel Bryan reușește să-l păcălească prin inteligența sa pe Triple H. Pentru că meciul ăsta este puțin creier versus mușchi și ar fi bine ca Daniel Bryan, după foarte mult timp, să îl outsmart pe Triple H. Îmi scapă cumva, să fie mai deștept ca Triple H. Felicitări, știm și în limba română. Da, nu zic nu, mai ales că Triple H niciodată nu a fost definit ca tipul cu mușchi, adică e, totuși a fost numit The Cerebral Assassin. Adică, da, în cazul ăsta e. Da, în cazul ăsta este, dar în același timp o victorie intelectuală a lui Daniel Bryan nu ar fi ca și cum să zicem că you outsmarted Festus. Da, exact. Nu zic nu, dar ideea este că eu în momentul ăsta mult mai degrabă văd meciul ducându-se către un DQ, către un double DQ sau un no contest. Da, no contest ăsta am scris și eu la un moment dat când am postat știrea. Așa aș
prefera și eu oarecum, pentru că ar adăuga și mai mare, și mai mare dinamică meciului din main event. Că tot am zis, hai să mergem și la meciul din main event. Ideea este cine câștigă dintre cei patru. Că sunt patru. Bun, hai să zic părerea mea, Mihai. Am vaga senzație că trebuie să mă așez pentru asta. Da, trebuie să te așezi. Cei din WWE trebuie să ia patru decizii foarte importante cu cele patru main eventuri. Știm toți, WrestleMania trebuie să trimiți fanii acasă fericiți. Prin urmare, streak-ul nu trebuie să se încheie. Streak-ul nu se va încheia de Brock Lesnar. Ok, ascultă-mă puțin. Ăla poți să-l tai de pe listă. John Cena pierde sau câștigă, whatever, nu contează în privința asta. Poate să câștige un heel măcar. Daniel Bryan îl învinge pe Triple H reușind să fie mai deștept ca de Cerebral Assassin. Și în final Daniel Bryan câștigă centura WWE World Heavyweight. Nu își permis să întâmple diferit, pentru că altfel WrestleMania se va termina cu un val de huiduieli și nu genul hit, ci genul fuck you. Plus că ei știu foarte bine ce va fi la următorul Raw și sunt conștienți de asta. Da, adică ideea este că în momentul ăsta se confruntă cu două Chicago-uri, unul după altul, pentru că și la WrestleMania din punctul meu de vedere va fi mai rău ca la Chicago. Monday Night Raw de după va fi mai rău ca Chicago, pentru că deja în Chicago aveai fanii lui CM Punk. Acum o să ai fanii de wrestling de pe întreg globul. Aia care sunt atât de tembeli încât să dea $1,000 să fie acolo și care o să zică CM Punk, pentru că, mă, eu investesc în compania ta și tu îți bagi joc și îmi pui pancarta aia de tricouri în față, dar în momentul în care un tip care a dat tot ce a putut în companie pleacă, te doare în cur și bați apropouri. Nu, Rile, chiar nu vorbeam de CM Punk aici, vorbeam de Daniel Bryan. Și de Daniel Bryan. Nu vor scanda CM Punk. I will bet you CM Punk chance. I will bet you. Vor fi câteva scandări. I will bet you că nu vor fi doar câteva. Vor fi câteva scandări, însă cel mai mult vor fi către Daniel, pentru Daniel Bryan. Pare că vor Bryan. Fi și pro-punk, mai ales în... Păi vor fi pro-punk, dar nu vor fi gen scandările pentru yes chant-urile. Vedem. Vedem. Vedem, pentru că eu cred că vor fi destul de multe, nu doar așa în trecere cum a fost la Raw. La WrestleMania nu vor fi la fel, nu va fi cine știe ce. La următorul Raw posibil, dar hai că nu vorbeam de CM Punk aici. Gata, subiect închis, CM Punk is done. Acasă, gata, bună. Forget about it. Culmea făcea că mă uitam la DVD-ul lui și recent și îți aduce aminte pipe-bomb-ul lui ce a spus? Că eu mă duc acasă. Ce? Și sunt perfect conștient că sunt doar o rotiță din sistem și că sistemul este o rotiță. Sistemul va merge mai departe fără mine. Deci, clar. Adu-ți aminte, sistemul a mers mai departe fără The Rock, fără Stone Cold. Da. Sistemul mereu merge mai departe, pentru că va veni altul. Da. Și cazul nostru a venit Daniel Bryan. Da, nu zic nu. Deci nu zic nu. Da, deci automat locul lui a fost înlocuit. E, că tot vorbeam de main event. Dacă vor fi triple threat, va fi interesant modul în care Daniel Bryan va lucra cu cei doi, pentru că clar Daniel Bryan va duce greu. Da, mi este Batista va gâfâi după 5 minute. Mi este frică de un booking ala Daniel Bryan să fie constant aruncat din ring de cei doi. Mi este tare frică de genul ăsta de booking. Nu știu dacă vor face. Dacă în final el va pleca cu centura, cum cred, nu cred că pot face așa ceva cu el. Nu cred asta. Oricum, dacă va fi însă un fatal four-way, da, e posibil să nu-mi placă meciul deloc. Știi cum se spune până la urmă? Meciurile în general sunt pentru titlu și pentru la WrestleMania cele mai bune meciuri, și am scris și un articol odată și de mult, cele mai bune meciuri care pot fi
sunt meciurile 1 versus 1 fără niciun fel de stipulație. Deci genul ăsta de meci poate să-ți producă apogeul de storyline care poate să posibil. 1 versus 1 fără gimmick-uri proaste. Nu, nu, nu. Doar doi oameni spunând o poveste. În momentul în care ai mai mulți, poți să ai meciuri excelente. Vezi, din punctul meu de vedere, cel mai bun triple threat făcut vreodată de Undertaker, Kurt Angle și The Rock, dacă nu mă înșel, Vengeance 2001. Da. Excelent triple threat. Unde Vengeance 2001, parcă? Sau da, oricum, știu meciul a fost genial. Când The Rock parcă era American Badass. Da. Când Undertaker era American Badass. Oricum, într-adevăr, au fost câteva meciuri în istorie, triple threat-uri care au fost geniale. Vengeance 2002. Meciurile single 1 vs 1 spun o poveste, meciurile triple threat nu exact. Prea pot spune o poveste din cauza acțiunii spun din spun și ele, dar trebuie să fii mult mai... Nu e același lucru, nu te captează la fel, ești atent în tot felul de direcții, iar dacă deja ai 4 inși... Mai e altceva, este strict modul în care pot lucra cei patru. Desigur și asta. Gândește-te normal că și asta este un factor. Gândește-te așa, dacă l-ai avea pe un Daniel Bryan cu Randy Orton și mai arunci pe Batista, e ok. Și Randy Orton, dacă măcar îi zice, băi, nu fii un copil și nu te îmbufna că pierzi centura și lucrează, poate să lucreze bine, către foarte bine Randy Orton când vrea. Iar pe Batista nu trebuie să facă decât câteva manevre de forță. Iar restul se ocupă Daniel Bryan cu Orton. Însă când adaugi pe Triple H, care este un alt stil Batista, atunci ai o problemă, că ai doi bolovani, o scândură și o albină. Da. Da, e... Nu pot să zic că nu sunt de acord cu tine, ai dreptate. Meciul va fi un triple threat, garantat, asta e clar. Adică sigur o să fie, mai departe poate să fie un fatal four way. Sper să fie triple threat. Cred însă că Triple H autoritatea va interveni în meciul ăsta. Într-un fel sau altul, dacă va fi până la urmă doar triple threat, autoritatea va interveni. Da. Pentru că până la urmă asta mi s-ar părea decizia corectă. Bun, hai să și ca sincer. Predicție Daniel Bryan, fără doar și poate. Daniel orice altceva, ajungem în situația aia în care mulți o să spună eu nu mai mă uit, adică n-am de ce. Și chiar și așa, gândește-te că Daniel Bryan a trecut printr-o poveste într-un storyline care se întinde de aproape de 2 ani de zile cu chiu cu vai. Ca să ajungă aici și să ai dezamăgirea asta și să crezi că ar putea fi în altă parte unde să obții aceeași satisfacție. Nu, aici trebuie să se încheie drumul lui Daniel Bryan către centură. Mai departe, probabil va ține centura câteva luni de zile, după aia probabil o via Batista, dar momentan Daniel Bryan trebuie să iasă campion. Nu mă interesează, trebuie să iasă campion. Bun. Cât o ține. Și cum e aia și cu CM Punk, au zis că nu, n-are să fie campion mai mult de o lună, două. 435 de zile. Da, planul lui Batista poate să-i dea ceva de hârtie și zice, n-am o fi tu campion. Gigi. Ideea este că vă mulțumim pentru atenție. Lăsăm întrebări pentru că nu au fost foarte multe întrebări despre WrestleMania și cum am zis, acest Smart Talk este dedicat WrestleMania. Nu to Impact, nu to nimic, prefer să lăsăm așa cum a rămas. Suntem poate... Da, chiar făceam mișto de Impact. Eu nu l-am văzut așa, cum mă declar. Suntem puțin, să zicem, dezamăgiți față de alți ani de build-up-ul pentru WrestleMania, dar este cel mai mare eveniment al anului. Ne așteptăm la lucruri mari, cel puțin din punct de vedere a participanților. Adică sper ca același gen de foame care am văzut în ultimii ani la wrestler pentru a se remarca, să o vedem în continuare și să avem parte de meciuri bune și de o seară cât mai plăcută și totuși să nu plecăm dezamăgiți. Știi ce aș vrea să zic în final? WWE ne va da impresia că WrestleMania va fi un pay-per-view bun pentru că este WrestleMania, pentru că este toată grandozitatea care e în spate, de la concerte la
că e în aer liber, la artificii, la toate astea și că e WrestleMania. Însă, îmi pare că foarte mulți fani vor zice că a fost un pay-per-view bun. Când, dacă îl tractăm obiectiv și l-am luat din slotul de WrestleMania, i-am dat al nume și l-am pune într-un pay-per-view normal, ar fi mediocru. Da. Sper să n-am dreptate, dar cred că așa va fi. Asta este predicția mea pentru WrestleMania 30. Eu sunt mai pseudo-optimist. Vreau să vedem show-uri bune, vreau să vedem meciuri bune și până la urmă vreau să plecăm toți cu zâmbetul pe buză că totul a fost ok. Vă mulțumim pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare. Nu o să apară SmackTalk-ul în dimineața pentru că dormim. Și mâine o să apară SmackTalk-ul. Da, vrea, ce, vrea lumea SmackTalk-ul luni după WrestleMania. Nu. Oh. Nu, eu dorm la ora. De fapt, mă duc la serviciu la ora aia și după aia că mă întorc duminică seara o să dorm ca să mă uit la Raw. Și o să, pe lângă SmackTalk, să vă așteptați la o părere, prima parte, și după o să vă, după va fi o părere a doua. Pentru că de nu vreau și să stau să mă uit la pay-per-view lejer. Vă mulțumim pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!